Problema câinilor fără stăpân continuă să fie o provocare majoră în municipiul Suceava, conform declarațiilor viceprimarului Lucian Harșovski. Până pe 28 iunie au fost capturați peste 680 de câini fără stăpân din diferite zone ale orașului, depășind astfel numărul înregistrat în întregul an trecut, când au fost capturați aproximativ 670 de animale. Viceprimarul Harșovski a recunoscut că situația este alarmantă și că numărul ridicat de câini fără stăpân este de departe de a fi rezolvat. El a subliniat că problema nu este doar responsabilitatea cetățenilor din Suceava, deși a menționat că există persoane care hrănesc câinii fără stăpân, contribuind astfel la creșterea lor în număr. De asemenea, viceprimarul a indicat că și locuitorii din localitățile din apropiere și chiar din județele învecinate contribuie la această situație, deoarece acestea nu dispun de adăposturi specializate pentru animale fără adăpost. Lucian Harșovski a evidențiat faptul că legislația în materie de protecție a animalelor impune restricții atât administrațiilor locale, care pot fi sancționate cu amenzi, cât și persoanelor care adoptă câini din adăpost și apoi îi eliberează. El a vorbit despre o colaborare cu o fundație de protecție a animalelor care a dus la îmbunătățirea situației adopțiilor externe față de anul precedent, deoarece un număr mare de câini fără stăpân capturați au fost transferați în străinătate, în conformitate cu prevederile legale. Cu toate acestea, situația din acest an rămâne una îngrijorătoare, deoarece adăpostul din Lunca Sucevei are o capacitate limitată, conform normelor actuale, de doar 500 de locuri.